Bună seara și bine ați revenit la emisiunea În Vizor. Sunt Rareș Niculescu, discutăm ca de obicei despre actualitatea politică. Invitat special în această seară, foarte atent la aparițiile sale publice, foarte atent la a păstra o graniță între activitatea sa științifică și cea politică și vom respecta această graniță, conferențiar universitar dr. Radu Silaghi Dumitrescu, cadru didactic universitar la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, cunoscut în special pentru cercetările sale în vederea obținerii sângelui artificial, dar așa cum spuneam, nu amestecăm aceste cercetări cu actualitatea politică, discutăm astăzi despre alte subiecte. Domnul conferențiar universitar dr. Radu Silaghi Dumitrescu este de puțin timp și președintele ALDE Cluj, Alianța Liberalilor și Democraților Europeni. În această calitate, dumneavoastră a trimis recent o scrisoare deschisă referitoare la violențele din 10 august. Răspunderea pentru violențele din 10 august aparține ambelor părți, și jandarmilor și protestatarilor. Inacțiunea oficialilor a fost iresponsabilă, concluzionează profesorul Silaghi Dumitrescu. Domnia sa spune, sângele celor răniți în 10 august este pe mâinile acestor oficiali și ale altora care de multă vreme au ignorat sau stimulat curentul de violență politică în societatea noastră. Bună seara, domnule profesor, bine ați venit! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru introducere. Aș fi preferat și, în general, aș prefera ca, într-adevăr, să evităm discuția subiectului pe care totuși l-ați adus în discuție, în prezentarea pe care ați făcut-o, și să separăm, deci, activitatea politică de toate celelalte. Și președinte ALDE Cluj Napoca, nu ALDE Cluj. Președintele ALDE Cluj este doamna deputată. Președinte ALDE Cluj Napoca, așadar. Spuneți-ne despre această scrisoare. Ce ați vrut să spuneți în această scrisoare? Cui este adresată și cum a venit ideea acestei scrisori? De ce v-ați gândit să scrieți această scrisoare? Este o atitudine acolo constantă pe care o am de când vorbesc public, cel puțin, asta se poate verifica. Titlul scrisorii este Câte spânzurători sunt prea multe, stimați oficiali. Pentru că poți cere socoteală, în principiu, oamenilor care au funcții oficiale în stat. Din postura de reprezentant al unui partid politic, nu se cade să le cer socoteală, de exemplu, cetățenilor de pe stradă care nu te-au votat. De ce nu m-ați votat? De ce faceți cu tare lucru? Dar violențele acelea din 10 august au fost vizibile pentru toată lumea și cu siguranță există vinovați pentru ele. În opinia mea, ei se găsesc inclusiv în poziții oficiale ale statului român. Sigur, și în afara lor, și în afara statului român, dar către aceea avem, în principiu, posibilitatea și datoria, în calitate de cetățeni, să ne adresăm. Care instituții și în ce fel ar fi responsabili? În primul rând, ceea ce am spus în scrisoare este că violențele se prefigurau cu multă vreme înainte și ele au venit în mod natural, firesc, nu a fost o sincopă, un șoc pentru cine observă lucrurile din societatea românească, n-a venit de nicăieri această violență în 10 august. Noi avem un discurs violent în spațiul public de multă vreme. Se cheamă lumea la violențe, se incită la moarte, la viol, se flutură spânzurător prin spațiul public, la manifestații. De aici și titlul, Câte spânzurători sunt prea multe. De câte ori trebuia lumea să fluture afișe sau chiar spânzurători propriu-zise în piețe, în demonstrații, pentru ca să înțelegem că ceva nu e acolo. Sigur că legea, în principiu, ca să spunem doar de lege, ar spune că nu e în regulă și undeva ar trebui să se ia niște măsuri când vezi oameni care... Și ar fi putut clasa politică să facă, de exemplu, pentru a preveni aceste violențe de-a lungul timpului, nu numai chiar cu privință la acest eveniment din 10 august. Clasa politică, în principiu, trebuie să se raporteze la alegători, la cetățenii care votează sau care apar în sondaje care vrea să voteze. Din acest punct de vedere, e treaba fiecărui partid să se raporteze la proprii alegători, să-i întrebe ce doresc și să se gândească mai exact cum ar putea să le deservească interesele mai corect, așa într-o lume ideală. Într-o lume reală știm că lucrurile diferă destul de mult. Din punctul meu de vedere, încă o dată, oamenii de la care putem avea așteptări directe sunt totuși reprezentanții instituțiilor statului. Ei ar fi putut să ia, nu așa generic, clasa politică, ci acei membri ai lor care sunt în poziții
plătite din bani public ca să rezolve probleme ale cetățenilor. Și ce ar fi putut să facă? Să îndemne la răbdare? Să îndemne la Îndemnurile la răbdare, da, unii susțin că sunt utile, unii susțin că ar trebui și citez în anul centenarului să fim mai bun, mai cuminți, mai ascultători. Nu vi se pare o vorbă goală, domnule profesor? Mi se pare o vorbă goală, o vorbă periculoasă, care compromite sensul acelor cuvinte. În anul centenarului, cred că trebuie, cum trebuie să fim? Cred că mai adevărați, mai corecți. Asta înseamnă, într-adevăr, inclusiv să nu aruncăm cu pietre unul după altul, dar înseamnă inclusiv să ne facem meseria mult mai bine, fiecare acolo unde suntem, să fim demni de acel centenar, nu să-l folosim ca alibi pentru a le cere adversarilor să tacă sau să ne trateze cu mai multă blândețe greșelile. Unii politicieni s-au folosit de acest pretext al centenarului chiar pentru a îndemna la o largă amnistie și o grațiere, tocmai spunând acest lucru că în anul centenarului trebuie să fim mai buni. Cum am spus, trebuie să fim mai adevărați, mai corecți, mai eficienți. ALDE Cluj este în prima linie a luptei pentru reașezarea lucrurilor pe făgașul normal în justiție, pentru oprirea abuzurilor împotriva cetățenilor, pentru anularea acelor protocoale pe care procurorul general Lazar, de exemplu, le numea niște inginerii, dacă bine țin minte, care trebuie să se oprească și despre care politicieni europeni spun că nu sunt în regulă când vorbesc despre ele, că în general nu prea vorbesc. Dar cred că în acest efort de a opri acolo unde sunt abuzurile, abuzurile sunt o formă de incompetență, în acest efort generic de a trece de incompetență, de a căuta să funcționăm mai eficient în domeniul justiției, unul dintre cei mai redutabili adversari pe care îi putem avea sunt tocmai cei veniți din tabăra opusă și care se plasează în primele rânduri ale luptei împotriva abuzurilor și compromit acest discurs, de exemplu, exagerându-l, spunând nu vrem amnistie pentru toată lumea, vrem să toate condamnările din ultimii 10 ani sunt false. N-a existat în România niciun infractor, niciun corupt. Dacă ne uităm la astfel de exagerări, sigur că eforturile unora ca cei din ALDE Cluj sunt decredibilizate semnificativ și e greu pentru cetățeanul de pe stradă să-și dea seama exact unde este calea de mijloc. Dar acea cale, dacă vrem să progresăm, nu poate decât să implice rezolvarea acestei probleme a posibilității abuzurilor. În primul rând, asta e clar că ele sunt posibile azi. Și acolo unde sunt dovezi și a corectării unor abuzuri care deja s-au întâmplat. Și în principiu există dovezi, pentru, cel puțin pentru câteva cazuri, că da, s-au întâmplat abuzuri în justiție. Dar amnistiile despre care vorbiți pentru toată lumea, într-adevăr, nu au niciun sens și nu folosesc decât la decredibilizarea oricărui efort de a corecta lucrurile. Știrile începutului de săptămână vin de la București, unde continuă dezbaterile pe marginea declarațiilor primarului general al Capitalei, doamna Gabriela Firea. În marea ședință de la Malul Mării a Partidului Social Democrat, iată prima dintre declarațiile controversate, de ce să fim solidari cu ceva incorrect, întreabă Gabriela Firea. Eu am apărat niște principii, eu am apărat prestigiul țării noastre, percepția României în străinătate și sunt totuși, ca și dumneavoastră, un om nu foarte în vârstă, sunt totuși un om, am și copii, sunt și mamă și nu vreau să-mi fie rușine să mă duc în Europa, nu vreau să-mi fie rușine să ies pe stradă și nu cred că este normal. Dacă s-a greșit și eu consider că au fost niște greșeli, le putem îndrepta, le putem corecta. De ce trebuie să fim solidari în ceva incorrect? Am înțeles solidaritatea până la un punct. Dar nu cred că este normal să fii solidar în ceva care nu este corect, doar pentru că se spune că dacă votăm altfel, dăm muniție opoziției. Iată așadar declarațiile primarului general al Capitalei. Prima dintre declarațiile pe care le vom urmări în această seară îl întreb pe domnul profesor Radu Silaghi Dumitrescu. Este o poziție foarte apropiată de cea pe care și dumneavoastră ați exprimat-o în scrisoarea pe care ați adresat-o clujenilor și politicienilor în general, politicienilor Clujului, tuturor clujenilor de altfel.
toate părțile trebuie să-și asume o parte din răspundere. Dumneavoastră v-ați referit atunci la evenimentele din 10 august, la fel ca și doamna primar general. Care este limita solidarității? Până unde trebuie să meargă solidaritatea? De exemplu, solidaritatea între ALDE și Partidul Social Democrat. Dintre ALDE și orice partid doriți dumneavoastră, solidaritatea trebuie să meargă până la limita adevărului și a lucrurilor corecte. Noi asta am făcut în interiorul coaliției, am criticat atunci când au fost lucruri de criticat, am susținut atunci când au fost lucruri de susținut. Din cealaltă tabără, și asta mi-ar permite să mă întorc un pic din nou la scrisoare, lucrurile n-au fost chiar așa. Foarte mulți dintre protestatarii din 10 august au fost acolo convinși că țara se destramă, că țara se duce în prăpastie, pentru că li s-a spus că s-a prăbușit PIB-ul, li s-a spus că s-a prăbușit puterea de cumpărare, li s-au spus o mulțime de lucruri care nu sunt adevărate. Lucruri spuse de către criticii guvernului, dar într-o manieră care îi face ineficienți în principiu, pentru că realitatea este că din 2000 încoace produsul intern brut al României este în creștere constantă, puterea de cumpărare a românilor este în creștere constantă, cel puțin în ultimii 2 ani știu că și producția industrială este în creștere constantă, nu foarte mare și o simțim foarte acut. Și în condițiile astea, sigur că este ne la locul lui să vii și să spui se prăbușește, iată dezastrul. Cetățenii care stau pe margine au de ales fie să dea din umeri și să spună păi nu-l văd, căci iată, statisticile Eurostat ne spun că șomajul este la minim istoric după Revoluție și așa mai departe. Dacă alegi să crezi aceste lucruri, când în fața ta sunt toate acele cifre care spun că e altcumva, sigur că asta te obligă la niște acțiuni dramatice. Te obligă, de exemplu, ca atunci când în piață se umple de gaze lacrimogene, să rămâi acolo, pentru că situația e dramatică. Ți s-a spus. Cine ți-a spus? Ți-au spus nu numai politicienii din opoziție, dar și, din nou, mă întorc, o parte a oficialilor statului român, începând cu președintele Consiliului Suprem de Apărare a țării. Și atunci, pentru o parte dintre cetățeni, este datoria lor civică să stea acolo și să stea acolo și să sufere, pentru că lucrurile sunt foarte grave. Asta li se spune. Dacă ei ar alege să creadă pur și simplu opinia unui politician, s-a justificat ceea ce spun unii buni și a asumat, a ales să creadă asta. Ei haideți să nu uităm cred puțin și la partea poziția negativă a lucrurilor, pentru că mulți dintre oamenii aflați acolo în piață au fost motivați de atitudinea agresivă a politicienilor aflați la putere în ceea ce privește legile justiției. A unora dintre politicieni putem spune agresivă, dar din nou acolo a fost o acumulare înainte de aceste evenimente de violență. Mi-aduc aminte că unul dintre politicienii aflați la putere care promova modificările legilor justiției a fost împins, trântit pe jos de către protestatari în fața sediului Parlamentului și nu știu să se fie întâmplat nimic de către un grup de oameni care promovaseră violența și înainte, o promovaseră și după. Și nu știu cine ar fi fost responsabil, pentru că m-ați întrebat mai înainte, să oprească treptat aceste violențe, pentru că există procurori, există poliție, există mai SRI atunci când se vorbește pe canale diverse, când 10 august trebuie să mergem și să împușcăm jandarmii, s-a vorbit în spațiul public, într-o anumită parte a presei, în cealaltă s-a ignorat în mare, presupunându-se că e propaganda celelalte părți, dar nu știu care dintre toate aceste instituții și nu știu cât trebuiau să ia măsuri, dar în principiu cred că e nevoie să iei măsuri atunci când vezi oameni în plus de sânge în stradă mult înainte de 10 august de către un protestatar, am avut un caz de pensionar în fața Palatului Victoria, acolo din nou nu s-a întâmplat nimic. Oamenii de pe margine care văd aceste violențe în crescendo și văd că nu se întâmplă nimic cu autorilor, percep că este în regulă, că este legitim să încalci legea, atâta vreme cât o încalci împotriva penalilor. Și atunci sigur că se stimulează ajungerea la un astfel de punct critic cum a fost în 10 august. Pe de altă parte, da, după cum am spus și din partea coaliției, au fost oameni care au depășit limitele în promovarea modificărilor la legile justiției, în discursul în relație cu protestatarii. Plus, în 10 august, desigur, am văzut cu toții imagini în care am avut jandarmi care ies din dispozitiv și lovesc.
cetățeni care stăteau undeva deoparte. Sunt lucruri pentru care există dosare penale, sunt lucruri pentru care încă așteptăm explicații. Mergem mai departe, tot din declarațiile de la sfârșitul săptămânii trecute ale Gabrielei Firea, am mai ales câteva, le vedem și le comentăm în continuare. A spus că nu este corect să sufere întreaga țară, toți românii, guvernul la ansamblul său și, bineînțeles, PSD ca partid politic, pentru erorile de coordonare și de comunicare ale doamnei ministru cu legătură directă și referire directă la protestele din 10 august. Dumneavoastră, credeți că Liviu Dragnea a fost cel care a orchestrat toată această diversiune? Acum ce credeți dumneavoastră? Nu pot să fac această afirmație, dar pot să fac afirmația că știu din cele pe care le-am observat în întâlnirile și ședințele pe care le-am avut anterior, că doamna Dan se consultă pe anumite subiecte, nu știu dacă și pe acesta, cu domnul președinte și oricum domnia sa, domnul președinte a propus-o ca ministru pe doamna Carmen Dan. Eu nu am făcut altceva decât să spun că suntem într-un impas, că este posibil ca pe 18 septembrie să se anunțe că Bulgaria va avea anumite avantaje din partea Bruselului și nouă să ni se menținem CV-ul, pentru că acest lucru se discută în acest moment la Bruxelles și este păcat să pierdem toți ca țară și chiar guvernul și chiar partidul din care fac și eu parte în continuare și transmit pe această cale un mesaj. Eu în continuare rămân membru PSD, pentru că am citit anumite speculații, rămân președinte la PSD Ilfov, președinte la PSD București, sunt primar general, sunt aleasă de cei care m-au votat și am o responsabilitate în plus. Nu este simplu, nu este ușor să vezi cum în orașul pe care îl coordonezi administrativ se întâmplă lupte de stradă, se întâmplă violențe, se întâmplă astfel de atacuri. Am spus de asemenea că nu era nevoie să se ajungă la acele gaze, dar din nefericire, din câte am aflat de la domnul viceprimar, au fost două tunuri cu apă care s-au defectat și atunci de aceea s-a ajuns la gaze și vă dați seama cum ne simțim cu toții când în Europa se vorbește despre noi de această manieră. Iată așadar declarații deosebit de grave făcute de doamna Gabriela Firea, primar general al Capitalei. Domnule profesor, sunteți puțintel îngrijorat așa de imaginea externă a României din aceste momente? Cred că toți suntem îngrijorați tot timpul de imaginea externă a României. Acum dumneavoastră ați prezentat niște declarații despre alte declarații făcute, vorbe despre vorbe spuse despre alte vorbe, ceea ce cred că în principiu n-ar trebui să constituie un subiect de discuție. Ar fi fost bine să auzim asta de la sursă. Mi se pare că aici sursa ar fi fost doamna comisar european să ne spună dânsa atunci dacă aceasta este situația. Nu să auzim printr-un SMS interceptat de cineva. Mi se pare o discuție, poate totul e destul de neserioasă, dar am văzut această opinie, sigur, și între colegii mei și între alții, că într-adevăr România a avut foarte mult de pierdut la finalul acestei campanii. Dar ea pierde de foarte multă vreme dintr-o campanie de imagine în care se exagerează în negativ lucrurile care se întâmplă aici. Încă o dată avem cea mai mare creștere a produsului intern brut din Europa și suntem de an bun de zile angajați într-un efort de a prinde din urmă restul plutonului european. Progresăm la cam toate capitolele posibile, inclusiv la capitolul justiție. În schimb, imaginea noastră externă este în mod constant negativă. O bună parte din vorbele lansate între taberele despre care vorbea doamna Carmen Dan, de asemenea, doamna Gabriela Firea, în relație cu ce spunea și doamna Carmen Dan, de asemenea se învârt în jurul unei imagini potrivit căreia în România ar fi bine să nu mai avem politicieni, să nu mai avem deloc clasă politică, fiindcă ea este vinovată pentru dezastrul din ultimii 25 de ani. Sau poate să avem un alt tip de politicieni care sunt mai preocupați? N-am prea văzut discursul acesta despre a avea un alt tip de politicieni. Am văzut, în schimb, foarte mult, inclusiv între protestatarii din ultimul an și jumătate, ideea că anumite partide ar trebui interzise, că anumiți alegători în grup ar trebui dați deoparte, că votează numai prostii. Și asta cred că este foarte negativ și propulsarea acestei imagini către exterior este la fel de negativ ca excesele din cealaltă tabără, unde încă o dată am spus că pot exista și cred că putem găsi dovezi că au existat
excese. E o imagine a unei țări care se vrea totalitare, totalitare în sprijinul statului de drept, dar acea imagine, sigur că există țări funcționale care funcționează în felul acesta. Republica Populară Chineză, de exemplu. Nu putem spune că e imposibil să trăiești așa, însă România a ales un viitor ușor diferit și cred că, într-adevăr, așa cum ați spus, ar fi bine să căutăm altfel de politicieni, mai eficienți în primul rând în ceea ce fac. Eficiența implică și să nu fii corupt și să nu minți și alte lucruri. Și nu să ne închipuim că, așa cum nu e bine să avem o amnistie generală pentru toată lumea, că interzicerea drepturilor tuturor oamenilor dintr-o anumită categorie ne va duce undeva, n-are cum să ne ducă. Am văzut în același timp o serie de atitudini de respingere a străinătății venite din partea unor lideri ai puterii de la București, mai ales din rândurile PSD. Am văzut țările vestice portretizate ca gândaci care atacă România. Ni s-a spus că multinaționalele sunt de vină pentru ce se întâmplă rău în țara noastră. Cu gândacii, într-adevăr, este inacceptabil. Probabil și acolo adevărul este undeva la mijloc. România a pornit pe drumul integrării europene probabil cu cea mai mare rată de susținere pentru instituțiile europene, pentru NATO. Undeva pe parcurs, clasa politică pe care populația a văzut-o asumând integrarea aceasta ca un scop la nivel național, n-a reușit să livreze exact cât a dorit populația și de aici a existat o dezamăgire față de oamenii care au spus da, vom intra în NATO, da, Uniunea Europeană, da, ne va merge mai bine și ne-a mers. Într-adevăr, am avut o creștere extraordinară economic după anul 2000, de exemplu, până prin 2010, când a venit criza aceea. Dar lumea a rămas dezamăgită pe de o parte de acești politicieni și am avut apoi episodul acela jurul anului 2012, mi se pare, cu referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, dar și cu alte momente din acea perioadă în care atunci am avut 7,4 milioane de alegători, așa scria în hârtie, unii spun că nu e adevărat, dar în principiu 7,4 milioane de alegători, cărora li s-a spus de la Bruxelles că e bine să mai stăm cu persoana respectivă. A existat atunci un moment în care majoritatea politică, vorbesc din punct de vedere al electoratului, gândea într-un fel, iar dinspre instituțiile europene îi se spunea altceva. Acolo cred că este în parte vina celor de la Bruxelles, că n-au înțeles exact ce vor cetățenii români și n-au știut să comunice mai eficient cu ei. Ceea ce s-a perceput aici a fost într-adevăr că undeva cineva la Bruxelles nu mai este corect cu România. Și asta a contribuit la exacerbarea discursului de care vorbiți dumneavoastră și care pentru mine este inacceptabil. Este din discuție. România nu poate fi. Nu poate exista decât ca parte a Uniunii Europene și a NATO și mai departe de aici nu putem discuta. Sigur că asta nu înseamnă că trebuie să fim altceva decât parteneri cu drepturi egale în aceste instituții. Dar excesele de care vorbiți, da, le-am văzut, da, le resping ferm și nu există discuție pe tema asta. Punctul de vedere al domnului Radu Silaghi Dumitrescu. Noi ne oprim acum pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim în studio în câteva minute. Ce înseamnă vara pentru tine? Vacanță? Prieteni? Distracție? Amintiri? Îți dăm încă un motiv bun să te bucuri de vară! La Vivo Cluj-Napoca au sosit reducerile verii. Asta înseamnă că te poți bucura mai mult ca oricând de moda pe stilul tău. Deci, indiferent ce planuri ai, trece pe listă și reducerile verii de la Vivo Cluj-Napoca. Să fie o vară de senzație! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Hello, Romania. Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life.
Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici și aici și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ne-am întors în direct la emisiunea În Vizor. În această seară, alături de mine, Radu Sila Ghi Dumitrescu, președinte al filialei ALDE Cluj-Napoca. Am început înainte de pauza de publicitate o discuție despre actualitatea politică, despre solidaritatea în politică și despre locul în care se oprește solidaritatea în momentul în care lucrurile nu stau chiar așa. Despre ce am discutat, despre recentele incidente de la București, nu mai sunt nici măcar așa de recente, pentru că, iată, a trecut aproape o lună de la incidentele violente din 10 august din Piața Victoriei, când 700 de participanți au fost supuși unui tratament violent de către jandarmeria română. Ne întoarcem la discuția noastră cu domnul Radu Sila Ghi Dumitrescu. Domnule profesor, dați-ne o imagine asupra competenței acestui guvern pe care și ALDE susține. Sunteți mulțumit de competența tuturor membrilor guvernului? Este cel mai reușit dintre guvernele posibile? Sunt lucruri de îmbunătățit acolo. Noi am vorbit în trecut despre astfel de lucruri. De exemplu, când s-au împărțit locurile la universități de către Ministerul Educației Naționale, am spus că cel puțin o universitate majoră din Cluj-Napoca este defavorizată în manieră nejustificabilă și am propus niște măsuri pentru corectare. Am făcut asta public. Avem și în interiorul coaliției discuții în care aducem critici. Am vorbit recent oarecum critic și despre un proiect al Ministerului Cercetării care încerca să reașeze cumva legislația din domeniu. Și sunt multe puncte în care se poate vorbi critic. Pe de altă parte, am văzut chiar zilele trecute un proiect susținut tot de către dânsii și prin care se reintroduce conceptul de promovare pe post în mediul universitar, singurul mediu în care nu era posibil să avansezi pe post. Trebuia să treci printr-un fel de artificiu
în care se dădea concurs, dar vasta majoritate a concursurilor din mediul universitar avea un singur candidat, pentru că postul era scos special pentru acel candidat, dar n-am spus niciodată, nimeni nu spune niciodată că e special pentru, un exercițiu de ipocrizie îngrozitor practicat în întreg mediul universitar, aproape, cu excepții să recunoaștem, aproape în întreg mediul universitar, care ar urma să se încheie printr-o măsură corectă a guvernului. Deci avem de criticat punctual foarte multe lucruri, dar cred că principalul lucru de la care trebuie pornită discuția este cum stăm cu creșterea economică. Avem sau nu? Pentru că, în opinia mea și a multor altora, nu poți avea școli mai bine finanțate, nu poți progresa în niciun domeniu dacă nu ai mai mulți bani alocați acelui domeniu. Dacă vorbesc de cercetare și universitar unde am expertiză, opinia mea este că acolo nu putem avansa, de exemplu, decât pe această cale și sunt dovezi că nu s-a avansat decât pe această cale. Întotdeauna când s-a mărit bugetul acolo, s-au văzut lucrări științifice publicate mai multe, mai de calitate, oameni mai de calitate în sistem. Deci, criticăm punctual, dar problema, între ghilimele, dacă doriți, este că avem din 2016 încoace o creștere economică constantă. Problema și mai mare este că din 2000 încoace avem o creștere economică constantă, aproape constantă, cu o sincopă de un an și jumătate în perioada aceea crizei economice mondiale, când toată lumea din zonă, toată lumea din Europa a avut o prăbușire a economiei. Și problema e că din 2000 încoace s-au cam perindat toate partidele la putere. Deci dacă dorim să discutăm corect, cu argumente, dar asta implică foarte multă responsabilitate și foarte multă muncă din partea celor care vor să preia puterea sau să convingă alegătorii, ar trebui să spunem și aceste adevăruri. Și să spunem, da, PIB-ul a crescut cea mai mare creștere din Europa, dar asta nu se spune din partea criticilor actualului guvern. Se începe cu, dar este un dezastru, dar sunt incompetenți. Există, într-adevăr, cum am spus, greșeli, există lucruri care ne revoltă pe foarte mulți care se întâmplă acolo, dar există și multe lucruri pozitive. Întrebarea mea este ce putem oferi mai bun. Noi, din partea ALDE Cluj-Napoca sau din partea ALDE, încercăm constant să oferim soluții mai bune sau să propunem înlocuiri de oameni, lucruri care se pot face mai bine. Cred că ar fi și responsabilitatea părții celelalte să vină și cu altceva decât lozinca, da, sunt niște incompetențe. Am văzut, de exemplu, pe tema pestei porcine, atât, un discurs, guvernul este de vină, pentru că n-a luat nicio măsură. Măsuri s-au luat și trebuie doar să asculți. A existat un program finanțat cu fonduri europene dedicat exclusiv acelor măsuri. Asta spune Ministerul Agriculturii. N-am văzut mai multe detalii. Dar neseriozitatea acestui discurs face foarte mult rău credibilității oricăruia dintre partide și aduce pe val la suprafață tot ceea ce e extremiști care preferă să ne vorbească despre gândaci sau despre extraterestri sau despre planuri diabolice ale vreunei conspirații mondiale și asta o să ne ducă, dacă dânsii reușesc să preia puterea cu adevărat, în locuri foarte rele. Interesant este însă că cele mai multe critici împotriva guvernului nu mai vin din partea opoziției, ci din partea partidului de guvernământ, chiar din interiorul partidului de guvernământ. Un comentariu legat de disputele din PSD face și Adrian Năstase pe blogul său personal. Iată să ce spune fostul prim-ministru. Resursele umane ale PSD sunt sursa crizei de încredere. Este o afirmație a fostului prim-ministru Adrian Năstase, care pune la îndoială calitatea resurselor umane ale Partidului Social Democrat și mai ales a celor care au fost promovați pe funcții de conducere. Lumea vorbește foarte mult de statul paralel. Eu am contrazis și am spus că trebuie să vorbim despre statul incompetent, pentru că toate formele de abuzuri și de corupție și de greșeli de orice fel sunt manifestări ale incompetenței. Până la urmă, ești incompetent față de cei din jurul tău, față de viitorul copiilor tăi. Ceea ce citați dumneavoastră acolo e un lucru care e spus de foarte multă lume, deci nu o să o iau așa că este un adevăr enunțat de o anume persoană, ci este un lucru spus de foarte multă lume, că avem o deprofesionalizare sau o lipsă de eficiență, pe care o vedem cu atât mai acut cu cât comunicăm mai eficient cu vestul Europei și ne dăm seama cât de departe suntem de practicile lor eficiente în oricare domeniu din societate. Se vorbea în declarația aceea de necesitatea sau de problema că au dispărut comisiile de specialitate ale acelui partid.
Acele comisii de specialitate erau tocmai foruri de specialiști în care se discută măsurile înainte ca ele să ajungă pe masa unui ministru, înainte ca ele să fie prezentate publicului. De problema asta cred că suferă cam toate partidele. Are astfel de comisii de specialitate? Are coaliția de guvernare astfel de comisii de specialitate? Coaliția nu știu să aibă o comisie comună, în afară de cele din Parlament, unde într-adevăr se lucrează la comun între toți cei reprezentați acolo, din toate partidele, ALDE are de asemenea, dar eu le văd încă insuficient de active și senzația mea este că în majoritatea părților ele sunt insuficient de active și ele sunt manifestarea lipsei de comunicare. Suntem foarte ineficienți în a lua ideile bune din societate și a le pune pe masa decidenților ca dânsii să vadă dacă pot fi aplicate, dacă merită aplicate. E un deficit de democrație până la urmă pe care îl avem, de a scoate la suprafață ideile bune sau oamenii eficienți pentru, potriviți pentru postul respectiv. Iar mediul universitar din care faceți parte dumneavoastră constituie o resursă deosebită în acest sens. Constituie o resursă deosebită, dar și o resursă de foarte mulți oameni care se cred nejustificat a fi deosebiți, ca în toate celelalte segmente ale societății. Cred că este greșit să ne închipuim că numai de la universitate poate să-ți vină un profesionist bun. Ei pot veni din foarte multe părți, mai ales că mediul universitar din România este, în general, destul de închis și foarte mulți tineri de valoare nu reușesc să intre acolo, se duc în mediul privat sau în alt fel de instituții. Deci nu pot să spun că acolo este azi soluția, dar sunt de acord cu cele expuse de un psiholog clujan cunoscut, că acolo poate fi soluția pe termen lung, fiindcă în mediul universitar generezi profesorii care să învețe mai bine pe copiii de mâine și mai bine pe viitorii miniștri de mâine, astfel încât ei să fie niște cetățeni mai eficienți pentru societate, niște conducători mai eficienți pentru societate. Și în primul rând mai responsabili. Mergem în continuare, tot Gabriela Firea declară: Carmen Dan mi-a spus de un an că WhatsApp este ușor de interceptat. Doamna ministru, ne spionați, se întreabă primarul Capitalei. WhatsApp este o aplicație populară, folosită acum de foarte multă lume. Mulți utilizatori se întreabă și ei cum stau lucrurile. Am vorbit și noi cu un specialist în tehnologie care ne-a explicat situația. Din punct de vedere tehnologic, se pot face lucruri vis-a-vis de telefoane în momentul de față, pentru că așa se fac în general conturile de WhatsApp. Asta este tehnologic, se poate face treaba asta și oamenii care au tehnologia respectivă, că sunt hacker sau sunt alt fel de organisme de stat sau nu, sunt capabile să facă genul ăsta de interceptări. Și atunci ce trebuie făcut este să avem mai multe telefoane, să fie telefoane securizate, să utilizăm altfel de sisteme de mesagerie decât WhatsApp-ul. Dar, într-adevăr, este o problemă chestia asta. Revenim în studio. Iată, tehnologia vine și cu partea riscantă, cu riscuri la adresa intimității noastre. Sigur, ca liberal și dumneavoastră sunteți preocupat de aceste lucruri. Da, acum n-aș vrea să ajungem la paranoia sugerată aici că trebuie să umblăm cu mai multe telefoane după noi ca să... Operațiunile acestea de interceptare sună ilegal, din ce am înțeles. Și atunci, da, poate că ar trebui făcute eforturi pentru ca lucrurile ilegale să nu se poată întâmpla, să fie sancționate mai degrabă. Altfel, mi se pare un subiect minor în raport, dacă ne interceptează sau nu WhatsApp-ul, în raport cu majoritatea lucrurilor mult mai importante care ni se întâmplă în viața de zi cu zi în România. Cred că, pe de altă parte, este naiv să-ți închipui că e imposibil de interceptat orice fel de comunicare electronică. Adică e vorba că îți iei niște informații pe care le transmiți prin cablu undeva pe un server din New York sau din altă parte a lumii, după care se întorc la altcineva din România și tu îți închipui că numai pentru că ți-ai plătit abonamentul la internet, toată lumea de pe fir este de bună credință și pașnică și toți cetățenii din toate acele țări și din țările adversare ale acelor țări nu o să încerce deloc să-ți intercepteze informațiile. Cred că e un element de naivitate aici. În principiu, da, vorbim de drepturile și libertățile cetățenilor. Ai dreptul la secretul corespondenței, se numea pe vremuri, în principiu și ăsta ar fi tot secret al corespondenței. Dar cred că trebuie să înțelegem și limitele tehnologiei. Scrie pe etichetă că e secretă convorbirea, dar probabil, așa cum a spus și specialistul dumneavoastră, dacă
cineva va dori cu adevărat să afle tot ce e scris acolo, va afla. Ne întoarcem la subiectele zilei. Un anunț de la ședința PSD, de această dată un anunț care interesează pe toată lumea. Ne pregătim de referendum. Potrivit lui Liviu Dragnea, referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie, în scurt timp așadar. Să vedem ce se va întâmpla. Referendumul pentru familie va fi organizat în 7 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele PSD Liviu Dragnea sâmbătă la finalul ședinței conducerii Partidului Social-Democrat de la Neptun. Românii vor fi chemați la urne peste o lună și câteva zile pentru a spune dacă sunt sau nu de acord ca familia să fie definită ca uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie și nu între soți cum este acum. Aceasta cu toate că aceeași prevedere apare deja în Codul Civil Român, care prevede că prin soț se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. O altă inițiativă cetățenească ce a întrunit numărul legal de semnături ar putea intra în curând pe rolul Parlamentului, inițiativa Fără Penali în Funcții Publice, care a strâns deja 1 milion de semnături. Și pentru confirmarea acesteia va fi necesar un referendum. Pentru reducerea costurilor, cele două consultări populare ar putea fi organizate concomitent, dar liderul PSD nu pare prea grăbit să vorbească despre organizarea celui de-al doilea referendum, cel care prevede introducerea în Constituția interdicției ca persoanele condamnate să mai poată ocupa funcții publice, indiferent de natura acestora. Pentru moment, legislația românească interzice persoanelor condamnate să ocupe funcția de membru al guvernului, însă nu și alte funcții publice. Iată așadar, o lună și câteva zile până când românii vor fi probabil chemați din nou la urne, de această dată cu ocazia unui referendum. Domnule profesor, de ce este important acest referendum? De ce constituie o prioritate pentru România? Constituie pentru cei 3 milioane de semnatari, respectiv o să vorbim poate de ceilalți 1 milion, și e datoria morală a clasei politice să ia în discuție propunerea respectivă. Un proces destul de lung, se votează în Parlament dacă să se facă sau nu referendum și înțeleg că se va finaliza pentru primul dintre ele discuția. Acolo ați spus în introducerea pe care ați făcut-o că deja scrie în lege ceea ce vor inițiatorii referendumului să fie trecut și în Constituție. Și cred că acest referendum are rezultatul anunțat încă din vreme, majoritate zdrobitoare pentru da, aici cred că nu încape nicio discuție, în Cluj-Napoca sau în alte părți ale țării. Rezultatul este anunțat, dar acest referendum nu este despre rezultatul la acea, răspunsul la acea întrebare și despre neîncrederea cetățenilor în clasa politică. Pentru că în momentul în care în legea ta spune căsătoria este uniunea dintre un bărbat și o femeie și tu vrei ca neapărat asta să fie trecut în Constituție, asta înseamnă că tu nu ai încredere, că deși politicienii știu că asta, majoritatea societății așa vede lucrurile, tu nu ai încredere că acei politicieni îți vor respecta dorința. Și cred că ai și justificare aici, pentru că au fost în ani recenți destule situații în care politicienii au făcut altceva decât voiau cetățenii sau decât i-au trimis cetățenii să facă. Este cred însă este manifestarea acestei modificări a Constituției care se impune în acest moment în țara noastră? În principiu, cred că nu se impune nicio modificare a Constituției. Cred că avem nevoie să facem să funcționeze legile pe care le avem sau Constituția pe care le avem, deși sunt evidente puncte și altora le sunt evidente puncte în care ea este ineficientă și ar putea arăta mai bine. Dar cred că o frenezie de schimbări n-ar folosi la foarte mult. Cred că ar trebui să ne concentrăm pe respectarea legilor, regulamentelor și codurilor de norme interne, fiecare acolo unde suntem și mai puțin să inventăm legi noi așa ca justificare pentru faptul că nu le-am respectat pe cele vechi. Ați vorbit și de un al doilea referendum unde informația pe care ați livrat-o, cred, cetățenilor este incompletă, ceea ce în prezent este disponibil în lege este posibilitatea judecătorului de a dicta pentru orice persoană pe care o condamnă pedeapsa suplimentară a interzicerii dreptului de a fi ales. Ceea ce propune acest referendum, ceea ce propune acest referendum este eliminarea acestei decizii a judecătorului și să-i obligăm pur și simplu să aplice asta pentru toate persoanele condamnate, dar, din nou, n-ați oferit informația completă, nu pentru toate persoanele condamnate, ci doar pentru cele, înțeleg, condamnate în România și condamnate pentru infracțiuni pe care le-au făcut cu intenție. Deci o persoană care omoară 10 oameni într-un accident rutier ar fi eligibilă pentru a fi și cu privare de libertate. Parlamentar. O altă condiție prevăzută în cele propuse de coaliția care a susținut acest proiect.
Emisiunea În Vizor se apropie de sfârșit. L-am avut în studioul Ensien pe conferențialul universitar dr. Radu Sila Ghidumitrescu, cercetător binecunoscut clujenilor, dar aflat astăzi aici într-o altă ipostază a domniei sale, cea de politician, de președinte al ALDE Cluj-Napoca. Am discutat despre actualitatea politică și în special despre disputele lăsate în urmă de ședința conducerii PSD din acest weekend. Vă spunem acum la revedere pe mâine seară, când vom avea în studio pe inspectorul școlar general Valentin Coibus, vom discuta despre debutul anului școlar. Până atunci, numai bine, la revedere, rămâneți cu Ensien. Găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Invitatul nostru de astăzi este psihoterapeutul Adelina Pop. Bine te-am găsit, Adelina! Bună ziua! Astăzi vorbim despre infidelitate, dar nu foarte general, ci țintit. Cum fac față cuplurile infidelității? Infidelitatea e una dintre cele mai mari traume care poate să apară într-un cuplu. Foarte des vedem relații care trec prin astfel de momente și avem senzația că trec foarte ușor, însă de foarte multe ori e o rană care nu se vindecă suficient. Infidelitatea poate să fie și un moment de transformare pentru cuplu, însă asta presupune destul de multă muncă pentru acea relație. Și atunci depinde cum trecem. Ne vindecăm acea rană, o tratăm și o transformăm în ceva pozitiv pentru relație sau o lăsăm acolo și rămâne o vulnerabilitate tot timpul pentru relația respectivă. Tu te întâlnești în practica de zi de zi la cabinet cu cupluri probabil care au trecut prin acest moment. Spune-mi, te rog frumos, cum percep oamenii infidelitatea? E vorba neapărat de un act sexual în afara relației sau e suficient să greșească și cu gândul? Infidelitatea e greu de definit în termen general. De obicei, infidelitatea o definim în cuplu. Adică ce înseamnă pentru mine și partenerul meu să fim fideli, să fim implicați 100% într-o relație. Pentru anumite persoane, a fi fidel înseamnă tot tacâmul, da? De la, a petrece timp în special cu tine, de la a nu fi interesat de alte persoane, de la a nu avea relații sexuale cu alte persoane. Pentru unele persoane e acceptabil să ai relații sexuale și cu alte persoane, atât timp cât pentru amândoi e acceptat. Sunt puține astfel de relații și foarte des e mai degrabă accept să se întâmple asta de teama de a nu-l pierde pe celălalt. Cred că e foarte important să existe acea discuție în care practic stabilim ce e acceptabil și ce nu e acceptabil în relația noastră. În momentul în care eu mă gândesc că fac un anumit lucru și m-aș gândi că partenerul meu e în spatele meu și aș fi ok să fac în continuare acel lucru, asta înseamnă că nu e infidelitate. Dar în momentul în care mă gândesc că e acolo și nu e ok să mă vadă sau să știe, deja e un act de transgresiune, da? Ale acelor limite. În general, cine calcă strâmb în cuplu? Femeia sau bărbatul? Foarte des era, sau și acum practic, se transmite ideea că bărbații au mai mult tendința să facă asta. Ei bine, acum pare să se egalizeze procentul și nu e neapărat dominat de bărbați, ci pur și simplu există un soi de echilibru. Încă ei au un mic avantaj sau cel puțin raportează un avantaj mai mare, poate și pentru că multă vreme era mult mai acceptat social să se întâmple așa. Adică poate ai auzit și tu sau poate ați auzit, da, așa sunt bărbați, important e să vin acasă, da? Pe când pentru femei e mult mai puțin acceptat social și atunci e mult mai puțin probabil și să se raporteze, ca să spunem așa. Inclusiv în folclor avem exemplul că femeia trebuie să aștepte până în zori. Da, da. În momentul în care într-un cuplu nu se comunică și nu se stabilesc niște reguli de la bun început, se pornește din start cu un handicap?
nu totdeauna poți să stabilești acele reguli la început, da? Pentru că de obicei atunci când începem o relație, nu începem cu un contract, cu niște termeni, uite, ci mai degrabă le descoperim pe parcurs și în momentul în care eu mă gândesc, uite, asta ar putea fi o problemă sau uite, mă deranjează lucrul respectiv, e important să pot să stau de vorbă cu partenerul meu și să discut, uite, ce înseamnă pentru tine, cum mă afectează pe mine, cum mă simt eu când faci un anumit lucru, da? Și practic e așa, un soi de autoreglare, da? Cu fiecare moment în care apare o mică situație cu potențial conflictual, încercăm să o reglăm, da? Pentru că asta e una dintre caracteristicile unui cuplu care funcționează. Faptul că au un prag scăzut de sensibilitate la negativ, adică e o problemă, e ceva ce simt că scârție, bun, hai să stăm și să vedem cum putem regla, cum putem rezolva, cum ne-ar ajuta să ne raportăm pe viitor la asta. Foarte des cuplurile care ajung să se despartă din cauza unei infidelități sunt cupluri care, de fapt, nu știu să-și rezolve conflictele, da? Nu au învățat să transmită când își dorești ceva, să-și transmită nevoile, să transmită când îi deranjează ceva. Și cam ce procent din cuplurile care au probleme ajung la psihoterapeut? Foarte des ajunge una dintre persoane, da? Sunt și cupluri care ajung, dar foarte des ajunge câte unul, da? Ceea ce e un lucru bun, da? E foarte importantă terapia individuală pentru ambii dintre parteneri, da? Pentru că, da, cuplul are nevoie să se reclădească, dar e nevoie ca și fiecare dintre ei să primească un anumit suport. Cel care a fost înșelat, tocmai pentru că e o traumă foarte puternică, oarecum tot ceea ce tu știai despre relația ta, felul în care tu vedeai lucrurile, e spulberat. Da? O relație ar trebui să ne ofere siguranță și în momentul în care ceva de la baza ei se fisurează, pierdem această siguranță, da? Și rămânem în această stare de agitație, de neliniște, avem tot felul de gânduri legate de ce s-a întâmplat, în ce să dăm sens, da? Începem să ne punem întrebări legat de noi înșine, de ce mi s-a întâmplat asta, poate că eu nu sunt suficient de bună, de frumoasă, de deșteaptă, de, da? Și ai nevoie de sprijin ca să treci cu bine peste perioada asta. Pentru cealaltă persoană, persoana care înșeală din nou, da? Mai ales când există o implicare emoțională, da? E dificil, nu știu dacă te gândești, uite, vreau totuși să revin la relația mea și renunț la o persoană de care poate m-am atașat emoțional, renunț la o stare a mea pe care o aveam în acea relație și vin aici, lucrez la relația mea și încerc să o repar, ai nevoie de suport, da? Sau ai nevoie de suport să vezi de ce ai ales să faci acel lucru, da? Deci e foarte importantă partea de intervenție individuală, dar în același timp, fără să lucreze ei ca și cuplu la a-și recâștiga încrederea, pentru că încrederea nu poți să o câștigi, uite, mi-am cerut scuze, mă iert și gata. Încrederea e nevoie să fie construită prin lucruri concrete, prin faptul că eu știu că tu nu ai mai face asta niciodată, că tu, dacă, nu știu, te gândești să faci un anumit lucru, o să te gândești și la cum afectează asta pe mine. Și un pas foarte important în a reclădi relația e ca persoana care a făcut asta e să transmită un regret profund, da? Nu neapărat regret față de faptul că a avut o relație, ci mai degrabă regret față de durerea pe care a provocat-o partenerului, da? Pentru că poate că relația aceea a fost bună pentru el și e greu să spună, da, uite, n-ar fi trebuit să fac asta, când de fapt mie mi-a fost bine acolo, da? Dar faptul că eu i-am provocat partenerului meu o suferință foarte, foarte profundă, e important să se transmită printr-un regret și să se transmită repetat, da? Partenerul înșelat se poate simți mai bine dacă la rândul său calcă strâmb? Nu neapărat, ci doar fisurează și mai mult acea încredere. Avem senzația și am auzit de multe ori, da, de la unul sau altul dintre parteneri, am spus să facă și ea sau să facă și el și suntem chit și mergem mai departe. Nu e neapărat așa, e mai degrabă ceva de suprafață, da? E un soi de răzbunare în care practic eu neg durerea pe care am simțit-o și în loc să repar lucrurile între mine și partenerul meu, îi spun hai că arăt și eu cum se simte lucrul ăsta, da? În loc să mă apropii de celălalt și să încerc să transmit cât de mult m-a durut,
îi provoc și eu o durere la rândul meu. Și practic, făcând asta, după aceea ajung în punctul în care nu mai pot să repar sau să spun, uite, m-ai rănit foarte tare, pentru că eu spun, păi și tu. Și rămânem în punctul ăla în care amândoi suntem răniți și nu facem nimic să mergem mai departe și să ne apropiem cu adevărat. Ai un sfat general valabil pentru cuplurile în care a existat această problemă și care totuși au mers mai departe? Ce e foarte important e să încerce să reconstruiască încrederea și partea asta e nevoie să fie construită încet. Da? Persoana care a înșelat o să aibă tendința să încerce să meargă foarte repede. Dacă se grăbesc, dacă încearcă să împingă lucrurile mult mai repede, nu o să poată trece cu adevărat peste asta. Deci, practic, să lucreze cât de mult pot la a reconstrui încrederea și a învăța să rezolve problemele din relație. Pentru că, la un moment dat, ai nevoie să înveți să ai o relație funcțională. Fie că e cu partenerul tău, fie că e cu un viitor partener. Dar trebuie să faci asta la un moment dat. Îți mulțumim foarte mult pentru sfaturile pe care le-ai dat astăzi. Cu mare drag. Și cu siguranță vom continua discuția. Mulțumesc. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși. Se poate să călătorești de pe Aeroportul Internațional Cluj spre una dintre destinațiile tale favorite. Acum, în 2018, poți să zbori spre mai mult de 45 de destinații regulate din peste 20 de țări. Să zbori spre mai mult de 10 destinații turistice. În 2018, locul de întâlnire pentru cei aproape 3 milioane de pasageri va fi Aeroportul Internațional Avramiancu Cluj. Intră pe detalii pe www.airportcluj.ro și pe pagina noastră de Facebook. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate, în colecții din cele mai speciale. Fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Echipa Universal Inspectiv vă ajută să faceți ITP-ul obligatoriu fără dureri de cap. Profesioniștii de la Universal Inspectiv fac verificări la toate tipurile de autovehicule, cu excepția motocicletelor, dar și verificări de tahografe și limitatoare de viteză. Timpul dumneavoastră este prețios. Noi știm asta. Vă așteptăm în locațiile Universal Inspecții din Cluj, Florești, Dej, Nima și Oradea. Coral Impex, numărul 1 național. Coral Impex vă oferă servicii de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare la standarde occidentale. Puncte de lucru în 10 mari orașe din țară. Servicii de calitate din 1993. Coral Impex. Calitate la standarde europene. Pensiunea la Mesteceni din Sălicea e un loc spectaculos, atât de aproape de Cluj, care abundă de bun gust și decență. Mâncarea este excelentă, un meniu echilibrat și produse proaspete, oameni primitori și calzi, curățenie exemplară. Piscina deosebită e doar cireașa de pe tort, căci toată atmosfera este minunată. Vizitați minunea la Mesteceni, pentru familie, pentru prieteni, pentru inimă.
Gelateria Bonta din Julius Mall vă prezintă Înghețata Înghețatelor, cea mai bună și cremoasă înghețată, în sortimente multiple și cu ingrediente de calitate aduse tocmai din Italia. Vino la Julius Mall, în incinta Food Court, și oprește-te la Bonta pentru a gusta înghețata preferată a clujenilor.